8 iulie 1869, în Timișoara, a început să circule primul tramvai tras de cai, iar Timișoara devenea astfel printre primele orașe din Europa care se puteau lăuda cu o astfel de soluție pentru transport urban. Tramvaiul cu cai a avut darul să lege pentru prima dată cele două mari cartiere istorice ale Timișoarei, Fabric și Iosefin. Vagoanele erau de fabricație austriacă, iluminatul se făcea cu lămpi pe gaz, iar parcul număra 15 perechi de cai și 5 vagoane, dintre care 3 erau rezerve. Iosef Geml, primarul Timișoarei la acea vreme, declara: după Budapesta, primul tramvai din provincie a fost cel din Timișoara, dat în folosință la 1869 și înființat de o societate pe acțiunea cetățenilor de aici sub conducerea primarului Károly Kütle. De la începuturi, directorul întreprinderii a fost Heinrich Bader, care a fost chemat pentru lucrările de construcție ca tânăr inginer de la Buda și a câștigat încrederea. Tramvaiul cu cai își avea depoul pentru vagoane și garajul pentru cai într-o casă spațioasă prin Piața Rosen, azi Aurel Vlaicu, în cartierul Fabric. Traseul avea o lungime de peste 6 km și pornea din cartierul Fabric, de la cafeneaua Prințul Turcesc, trecea prin zona Cetate și ajungea la gara din Iosefin. Timp de 30 de ani, prețul călătoriei a rămas același și anume de 10 crăițari de la Piața Sfântul Gheorghe în ambele direcții. Doar în anul 1896 a intervenit o schimbare când societatea, din cauza concurenței, bineînțeles, cauzată de societatea de omnibuse din Elisabetin, a redus prețurile la 12 crețari pentru biletul tur și retur. Urmarea a fost că societatea de omnibuze, care a introdus în 1894 transportul cu omnibuzul din Cetate în Elisabetin, a intrat în lichidare. Astfel, societatea tramvaiului cu cai a cumpărat întreaga afacere și a întreținut transportul cu omnibuze, dar numai între gara din Fabric și Piața Coronini, azi Romanilor. Primul tramvai tras de cai a apărut în SUA. Tramvaiele cu cai au fost utilizate pentru prima dată în 1832 la New York. Sistemul transportului public cu tramvaie tractate de cai a continuat să se răspândească, fiind introdus ulterior și în orașele București, Leipzig, Frankfurt, Dresda, Hanovra și în multe altele. Să nu uităm, dragi prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.